Laudați-o în forță pe care excelența sa, ambasadorul Argentinei, a făcut-o traducătoarei Tudora Sandru Mehedinți. Haideți să facem o laudație acestui mare autor al secolului 20 și al lumii, care este Ernesto Sabato, și mai ales romanului lui Abaddon Exterminatorul. O să-i dau cuvântul scriitorului Paul Bobe. Mulțumesc, Denisa. Nu știu în ce măsură sunt eu în stare să fac o laudație lui Sabato. Presupun că toată lumea îl cunoaște și mi s-ar părea nefiresc să fie altfel. Eu, de fapt, am venit aici să vă fac o mărturisire. Am o poveste personală cu Sabato și, în special, cu această carte pe care am citit-o prima dată, evident că nu în această traducere, în urmă cu 26 de ani. Aveam 19 ani pe atunci și, în mod normal, ar trebui să-i port pica acestui autor, care se presupune că ar trebui să-i fac o laudație astăzi, pentru că am citit cartea în aceeași perioadă anului în care am recitit-o acum, pe la sfârșitul lunii mai. Ei bine, vreme de o lună după aceea, nu am fost în stare să citesc absolut nimic. N-am făcut altceva decât să stau cu ochii pe pereți să mă gândesc la cartea asta. Și am presupus și rămân și acum cu convingerea că această carte a fost motivul pentru care am picat a doua oară la facultate. Pentru că n-am putut să-mi repet materia, n-am fost în stare de nimic o lună. E o carte care te lovește, se spune despre cărți că unele se adresează creierului, altele se adresează inimii și altele te lovesc în plex, se adresează plexului. Asta e o carte care inimii se adresează mai puțin, dar te lovește în aceeași măsură și în plex și în minte. E o carte pe care nu poți să o înghiți, să o rumeci în totalitate, oricât ai recitit-o, bănuiesc. E o carte de nepovestit, are zeci de personaje, e o carte totală. Sabato scrie, ea că a vrut să scrie un roman la puterea a doua. E un roman despre un roman, despre acest roman, este un roman plin de considerente la adresa literaturii. El detestă în aceeași măsură literatura socială, literatura jurnalistică și în aceeași măsură detestă și literatura barocă, făcută exclusiv din floricele de stil. Iar cartea aceasta este una dintre puținele, aș spune, cărți care au fost scrise care nu sunt, care sunt exact ce ar trebui să fie o carte, în care forma și conținutul se află într-un echilibru perfect. Este o carte despre izbucnirea răului în lume, despre instituirea haosului, despre partea întunecată a lumii. Este o carte autobiografică. Știm că el a lucrat cu atomi, este o carte așa cum poate fi scrisă literatura de după al doilea război mondial și de după Hiroshima. Este o carte explodată, nu doar explozivă, ci explodată, în care fisiunea este o fisiune narrativă, este o fisiune umană. E o carte bântuită de asemenea de personajele din celălalt din roman, despre eroi și morminte. Este o carte care face trimitere la obsesia permanentă a lui Sabato, Orbi. Este o carte care pentru noi, poate cu titlul de anecdotă, este relatat și momentul orbirii lui Victor Brauner. Istoria orbirii lui în Paris și prezimțirea pe care a avut-o. Sper să-mi iertați faptul că nu am putut să vă spun exact despre ce este această carte, dar este o carte despre rău. Atât se poate spune despre răul, deci despre partea întunecată a lumii, despre subconștient și despre cum iese el la iveală în lumea în care trăim. Și în literatură, în aceeași măsură. Mulțumesc!
Mulțumim foarte mult, Teo.